Conform codului rutier în vigoare, toți cetățenii români care dețin un autovehicul au obligația să aibă o asigurare RCA valabilă. Aceasta este obligatorie chiar și în situația în care nu folosești mașina, dar o parchezi pe domeniul public. Statisticile arată că aproximativ un sfert dintre mașinile aflate în circulație nu au asigurare. În cazul în care polița a expirat cu mai mult de 3 luni în urmă, polițiștii pot dispune suspendarea înmatriculării mașinii. Dacă ești în această situație neplăcută și nu prezinți dovada încheierii unei polițe RCA în termen de 30 de zile de la data constatării, mașina poate fi radiată din circulație. În plus, autoritățile ar putea chiar decide confiscarea automobilului dacă acesta este parcat pe domeniul public, fiind considerat bun abandonat.